Băieți, e cineva pe aici? Hai mă, pe bune, nu-i nimeni. Aoleo, cred că... Salut! Am venit puțin cam repede. Bine te-a regăsit la un nou episod pe Breasla Haiducilor. Îi aștept pe băieți pentru că astăzi e ziua de târg, dar nu mi-a spus nimeni ora. Așa că mă voi duce în turn și când văd activitate pe aici, mă întorc la târg. Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. I-am văzut pe băieți mergând acolo la piață de aici din turn. O trecut pe drum și cred că îi zi de piață. Știu că a anunțat Peter. Așa că o să dau o fugă până acolo pentru a vedea dacă vând și ei ceva. Îs sărac, mi-am pregătit diamantele, dar nu cred că au ei ceva atât de ieftin. Salut băieți, salut! Salut! Aveți chestii ieftine astăzi la piață, la târgul ăsta de vechituri sau? Nu, mai scumpe. Bă, numai chestii perfecte, bă, de cumpărat. Chiar nu știai de ce ai nevoie în casă. Păi da, dar contează să-mi și permit în casă. WhatsApp. O, salut, Pir. Uiți, târg. Care-i treaba? Târg. Ce facem? Târg. Târg day. Da. Yeah. Vechituri day. Ce dă molie? Uite, dau molie. Mamă, ce tare, se aude, puf. Bă, avem o grămadă. Păi hai să începem cu prima tarabă, nu? Eu am venit să cumpăr. Da! Dar și eu. Nu-mi permit să cumpăr tare multe cu 6 diamante, dar hei, hai să... Bă, dar chiar eu n-am niciun diamant la mine. Unul mai sărac altul. Un ender chest aveți și voi pe aici? Da. Uite, am 4, ia poftim. Lasă-l și tu jos acolo. Uite. O veni cu portofelul la el. N-are nimic acolo, nașpa. Îl trag eu pe ăsta pe dreapta. Da. Ce vindeți, domnul Nenea Puf? Da, tarabă. Băi, domnul Puf. Vise și speranțe. Ale omului în clasa 4. Nimic, stat, că... Am destule. Eu am multe aspirații. Domnul Tonet, salut. Băi, habar n-aveți, man, ce vând aici. Ia uite. Că nici măcar nu le-am pus, că n-am vrut să vadă concurența. Ce concurență? Stai un pic. Le pune jos acolo, am înțeles. Restul vânzătorilor ambulanți de pe aici. Avem vânzători de ambulanțe? Vreau să cumpăr o ambulanță. Dar ce vreți să știi? Domnul, să mă plimb pe Breazlă cu ambulanța. Cât costă? Prețuri? Vreau da, preț, și eu preț. 3 stack-uri de Silentor. Ce mă? La cât le lași? Ia, împărțim jumătate mai cu minte. Hai. Măi, e chestia că e greu de obținut astea. Trebuie să te bați cu moștrii mărilor. Hai că ca să faci să de așa minte, ceva. Bă, că te-am ajutat și o să te bați cu monștrii mărilor. Ai, tu erai! Eu nu mai țin minte! Păi, ai zis povestea, puf, și zis și prețul. Da, exact. Da, adevărul e că e... Oarecum... Nu știu la cât se în funcție de poveste, în funcție de poveste crește prețul diamantelor. Da, exact. Păi da, gândiți-vă numai, stați așa, deci prima dată ca să pot să obțin aceste mirobolante, ce faci, mă? Ce? Ca să pot obține aceste mirobolante treburi, o trebuit să mă duc și să mă plimb printr-un tărâm foarte, foarte întunecat, plin de chestii zburătoare și de Dumnezeu mai știe ce, ca să ajung la 18 km distanță de aici, să găsesc un templu subacvatic și acolo să mă bat cu toți monștrii adâncurilor care protejează templul ăla ca să obțin aceste blocuri. Deci pentru el tine, crede Peter, că noi punem botul? Da, da. Ne vinde gogoș, mă, ne vinde gogoș. Da, fix! Bă, nu chiar! Da, mă, că am fost, că am zburat! Da, mă, eu... gogoș, direct, calde. Bă, eu văd că prismărin, nu știu ce gogoș, dar aia chiar cumpăram un gogoș. Că dacă aveai gogoș, da. Băi, ținând cont de faptul că inflație și așa mai departe, Peter, pentru tine 3 stack-uri ți le las la 9 diamante. Eu n-am 9 diamante de toate. Bă, dar... și eu chiar l-am ajutat. Nu știu ce prețuri vă dau vouă. Aoleo. Eu chiar l-am ajutat. Nu știu ce prețuri vă dau vouă. Dar chiar mie frică. Cât îmi dai pe un stack? Da, mie cât îmi dai? Ție, îți dau un pumn în cap. Nu da. Un stack vreau, nenea. Pe un stack? Un stack. Ție? Da. Nu zic 9, te rog. 12. Îți zic 5. Bine.
Una, bun, zic două, eu. Trei, patru, cinci. Dar cu cinci cumpăr și eu, dar așa la nouă n-am. Bă, ești nebun. Bă, dar stai bă, că la mine erau 9-3 stack-uri, bă, băieți. Okay. Nu mă interesează, eu am cumpărat aici de la Puff, am avut interacțiune cu un om. Bine, stai că cumpăr și eu. Eu cumpăr la un diamant stack-ul dacă oferi, altfel nu. Bă, uite, bă, Pufule, le-am luat acum. Eu muncit, dar eu sărac. Bă, Pufule, fii atent, le-am luat acum, hai îți dau 8, ce zici? Deci fii atent aici. Accept oferta ta. Dacă faci pe bodyguardul și îl... Ia-l pe bodyguardul. Da, pleacă de aici, bă, pleacă de aici. Nu, da, bă, că vreau și eu să cumpăr. Apreciez, mulțumesc, tinere. Păi vreau să cumpăr, dar oferta mea e un diamant pe un steak, atât am permit. Bă, dar vii cu chestii de astea, jigniri din astea la producătorii locali de pe breaslă, tu știi ceapa ta de... Ce producător local, că ai văzut ce fermă are, că produce un steak în 5 minute? Nu contează, bă. Fermă. Am văzut ferma, lângă ferma ta. Băi, trebuie să... Săracul, la vârsta lui... S-a dus și a spus. Păi la vârsta lui are pensie, ce mai muncește? Ce pensie, bă, avem cumva vreun primar care a plătit vreo pensie? Și păi nu, știu, nu că primarul șalele, cum a ieșit, cum a fugit șalele, din oraș. Șalele, și aruncă cu tridentul, zici că-i Poseidon. Am văzut. Auzi, dar nu mai sunt arabi pe aici, numai eu vând. Ba da. Hai, următorul, Panda. Bă, eu nu vând în miez de noapte, fraților. De ce nu? Noaptea se fac cele mai frumoase amintiri și deal-uri. Da, corect, bă, bun. Poftiți, vă rog, stați un pic să mă pun în poziția de vânzător. Bine ați venit la taraba lui Panda. Aici avem diferite acareturi pe care vreau să le vând. Puteți să verificați butoaiele. Acareturi de... Stai că vin după mine. Cine doarme? Ți-ai pierdut toți clienții într-o secundă, Panda. Bă, ce se întâmplă, bă? Ați înțeles de ce? Bă, el știe, e businessman, el știe că nu se vinde seara. Bă, seara de obicei se vinde cel mai... cu reducerea cea mai mare. Da, mă, dar să nu dorm 3 nopți la rând, să vină chestiile astea, știi, peste voi aici, peste noi. Măi, fii atent. Ce șetori. Am 6 diamante, ți le dau pe toate pentru capul lui Chanting, ce părere ai? 6 diamante, bă, puțin, bă, ăsta e valoros, așa ceva nu se mai găsește, sincer. Bine, 6 diamante și 32 de blocuri de Prismarine Bricks. Am Prismarin că sunt în afacere cu nenea Pup aici. Dacă vrei un bloc de diamant și să faci business-ul ei capul lui Chanting. Deci un bloc de diamant capul lui Chanting. Un bloc de diamant, frate, un bloc îți de diamant. Îți dau o elitra cu unbreaking 3 și mending. Schem original, nu așa. Tu ești anti-elitra, nu vreau, că sigur are ceva, o să cad cu ea de spor. Ok, uite, o să-ți dau așa și gata. S-a vândut capul lui Chanting, s-a dat. Următorul, dacă mai sunteți interesați, avem pe aici țuică de prună, dacă n-ați văzut-o. Mulțumesc. Unde? Ok. Înapoi. Mamă, dar asta îți rămâne între dinți. Bă, asta e de la Buzău, de la Cazan, direct de acolo. E din aia tare, frate, de pui lingura în pahar și îți rămâne dreaptă, bă. Da, nu vezi ce alcool are, 5. Nu vezi, scrie 5. Păi apă, 50, asta e ore, 50, 50. Bă, ore țuică, ore apă de gură. Nu, trebuia să fie 50, dar a greșit etichetatul, știi, făcută la țară. Ce vreți pentru cartea asta de Soul Speed? Cât mă face? Soul Speed, bă, un bloc de diamant pentru tine, frate. Bă, da, investiția în gold, ca să obții una poate să fie mult mai mare de un bloc de diamant. Așa o e direct de aici. Bine. Hai. Eu cred că nu e mai mare de un bloc de diamant, pentru că cumperi cu un bloc de diamant, iei un stack și ceva de blocuri de aur, deci eu sugerez aur. Lasă-mă, de la magazinul nostru de aur, aurul de cea mai bună calitate. Bă, du-te, bă, de aici, că nu cumperi nimic, ca numai cu reclamă. Poți? Cum să nu am cumpărat capul lui Chanting? Bă, da, bine, chiar mai ați o tarabă. Venit la taraba lui Peter, unde aveți o grămadă de blocuri de decorațiuni și câteva chestii. Deci tu ne vinzi iarbă, frunze? Băi, nu-i chiar iarbă.
Iarba verde de dead bush-urile astea sunt florile tale moarte pe care nu le-ai udat? Nu, frate, nu, chiar sunt culese aceste dead bush-uri. Da, ai teme doar cu Curse of Binding și Vanishing, bă, eu zic bă, e două diamante bucata, uite-te un pic acolo. Băi, și da, au Curse of Vanishing și Binding, cum păi adică? Păi fix vinzi asta iteme... costă două diamante. A, deci tu vinzi itemele, am înțeles, da. Eu sunt interesat no, de blesteme, de, vreo, ce mai... de vreo două de astea. Două? Bă, trei, poți să... trei. Poți să le pui aici în mijloc, ai da, undeva? Uite. Vreau asta. Așa. Dar nu cred că l-am. Asta cu creeper-ul, cu șmecher. Nu, doar așa. Atât diamante bucata și face doar gură două. La mine. Bă, da mă, dar tu te-ai d-un singur fel. Uite câte feluri am eu. Da, ia uite. Da, el o călătorit mai mult prin lume cică, zice el. Așa zice, așa zice, da. Nu dați, șase. Ăla, nu bă, stai un pic. Nu, da, e ok. Uite, adică, Peter, nu. Pe mine mă interesează armura asta de diamant. Hai, că e bine, hai, că e bine. Armura asta de diamant. Da. Ce are pe ea? Sau n-are pe ea? E, n-are nimica pe ea. Ok. Scrie foarte clar aici. Ok. 5, păi și 5 diamante bucata. Cum 5 diamante bucata? Nu toată armura. Păi cum, că scrie 5 armura diamant, 5 diamante, adică nu scrie pe bucată. Da, o bucată de exemplu de chest plate, de astea, știi, e fresh cum ar fi. Dar are enchanturi sau? Nu, are și niște enchanturi, are și enchanturi. Păi stai un pic, cum facem? Deci eu îți dau 5 diamante pe bus pe care craftez cu 4 diamante, păi stai for pe față, mă. Da, dar îmi dai 5 diamante pentru un chest plate care se craftează cu... Bă, ascultați puțin, hai să punem bani. Nu, mă, glumesc. Hai, bine, dăm 5 diamante pentru toată armura. Ok, să-ți spun aici 5 diamante. Hai să facem și să-i cumpărăm lui Blue armură de diamond, că el n-are armură de diamond. Păi mi-am cumpărat, gata. Lasă-mă, și-a cumpărat acum, lasă. Bravo, frate, în sfârșit upgrade la armură. Dar oricum, nu top asta o să folosesc, stai niște. În rest, nu, vă interesează niște vine-uri. Bă, Petrule, vreau și eu tridentul ăsta cu Riptide 3, frate. Ăsta cu Riptide 3, păi 8 pe diamante. Nu, lași tu la 15. Frate, e Riptide. Are Riptide pe el. Deci adică la... Mă, ce face Riptide-ul ăsta? Poți să-mi explici și-ți dau 18 diamante, frate? Nici el nu știe. Băi, așa de șmecher Riptide-ul. Ok. Dar ce face? Abilitate zero. Băi, e șmecher rău de tot Riptide. Mă, dar ce face? Zi ce face, nu, frate. Nu știi, bă, ce face, serios? Ce șmecher Riptide-ul, deci nu trebuie... Colpir, șoptește și împărțiți banii. Fii atent, ți-l vând eu cu 25 și ți explic ce face Riptide-ul. Exact, fii atent, dacă vrei să-ți spun și ce face, te costă mai mult. Păi bun, îți dau eu 40 de diamante, ce face? 40? Ce face? Ia zi acum, hai, zi, ce face? Acum caută pe Google, stai. ChatGPT, unde ești? Zice, face Riptide. ChatGPT. Nu. Stai. Gata, au trecut timpul, Peter, gata. Frate, au fost ofertă limitată, n-ai știu să-mi zici. Ce nu. Da, bă, nu. Atâta nu știe. Bă, nu se poate, bă, să-mi pui, mă. Ha? De cât timp joacă Minecraft? Ce aveți, mă? Hai, vreți ăsta sau nu? Da, frate, 15 diamante. Acum m-ai enervat. Ia hai, plecați de pe terenul. Da. Bă! E taraba lui Hoțu aici, așa scrie. Uite, Hoțu, da, bă, uite are tridentul acolo, nu-l dă. Bă, nu contează ce face Riptide. Bă, eu știu, bă, normal că știu ce face ăsta, dar știam că Blue nu-mi dă 40 de diamante, că are 6 de toate. Normal, e vrăjeală. Dar știu că e vrăjeală. Bine, mă, gata, leau, dă-l încoace, uite, îți dau 18 diamante. Ia, mă, nice. Dă-l încoace, gata, l-am luat, așa mersi. Așa se face, frate, trebuie să circule banii între noi. Mamă, dar ce durabilitate. Bă, dă bani înapoi, colpir, sau cine a luat bani? Bă, eu n-am luat. Puneți bani înapoi, vă omor pe toți. Bă, lumea mea martoră, am deschis inventarul lumea mea martoră. Blue. Da, Blue. Și lumea martoră, că n-am făcut nimic. Blue? Da, n-am făcut nimic. Bă, dă bani înapoi. Da, n-am făcut nimic, că sunt cufăr. Blue. Bă, dar sunt cufăr, de ce mă bateți pe mine, nu înțeleg. Da. Deci dacă nu sunt în cufăr, fii atent că iau Riptide-ul și mă duc în apă și îți dau o grămadă de damage cu Riptide-ul ăla. Dar în cufăr erau. Ce faci tu în apă cu Riptide-ul? Nu
vomiți, mă. Vezi să nu te îmbezi de cap și să nu vomiți în apă curică. Totuși, dacă suntem aici... Sunt totul fă de Veneția. Că tot suntem aproape toți locuitorii Haiduceștiului aici. Voi ați auzit ceva de Domino? Bă, cred că nu, l-au rupit vrăjitoarele. Da, oricum i-a trecut timpul. Să fie sănătos, domn primar. Păi de aia zic că domn primar a ieșit o lună întreagă, nu a făcut nimic. O lună întreagă s-a ascuns sub pietre, sub chestii. Da. Nu la bani și-o plecat. Da, hai exact. Să stăm și noi aici, bă, nu stăm acolo în picioare, mă, doar picioare. Hai să luăm, să luăm loc. Nu pun aici, așa. Așa, așa, și nu s-a făcut nimic, a? Păi dacă nu s-a făcut nimic, nu mai facem încă o campanie electorală, încă o rundă de alegeri pentru un primar care să sperăm că face ceva de data asta, dacă n-ați vrut să mă votați. Păi și atunci votăm iarăși duminica aceasta și până duminică aveți timp să vă faceți campanie electorală. Ok, mie-mi convine. Și să vă pregătiți speech-ul ca duminică înainte de votare să ne convinge să vă votăm. Ok. Destul timp. Mi se pare foarte... Și mi se pare un timp destul. Bun. E ce trebuie. Merge minutele. Să știți că Panda are un loc special unde puteți să lăsați sacoșele. Mita. În casă sus la etajul 1 acolo. Da, chiar... Bă, știu de ultima dată că am zis. Ai mers să fur și... Am mers să fur, da. Da, chiar, bă, eu acum am dat seama că singurul lucru pe care l-a făcut Domino a fost să ne lase... pachetele pentru candidat. Păi noi toți suntem furați, frate, de toată lumea. Eu n-ai nici măcar n-am primit pachetel pentru... am primit de la Peter. N-am primit. Și o să țin cont de asta. Cine a primit? A, stai, de la Peter erau? Nu, eu am dat de consolare, ok? Păi da, și alea erau de la tine? Tu erai. Am crezut că... Da. Am crezut că Domino le-a dat, o câștigat, ne-a dat pachetel. Ha, fraierilor, am câștigat și după aia n-a făcut nimic. Nu, bă, eu v-am dat așa din partea ta. Frumos. Ce drăguț. La colpire i-a dat mai mulți bani, așa-i? Să ține minte pentru data viitoare, nu? Nu am dat la toată lumea la fel. Trebuie să-i dai mai mult pentru terapie. Eu nu fac ca la tine, bă. Nu, mă, dar trebuie să-i dai mai mult pentru terapie. Cui? Mie nu mi-ai dat nimica, eu... Dar ce mai candidat cumva și nu știu eu? Ah, ok. Păi, candidează Panda, că după ce pierde îți dă premiu. Ah, ok. Da, bă... Bun, atunci așa rămâne. Mă duc să pregătesc campania, nu? Așa ar trebui. Da, cel mai bine. Campania e la... Ok. Să nu construiești, nu știu, skin-ul tău pe aici sau chestii. Oh, ba da, o să fac unul cât harta de mare. Nu, glumesc. Nu te mai văd. Campania electorală începe acum. Doamnele ajută. Start vote. Bă, să faci o mustață mare acolo. Bă, nu zici rău. A ieșit toată lumea de pe server și după ce am tras câteva shorturi cu băieții, am mai rămas cu 10 diamante pe care îi le voi lăsa lui Peter. Chiar nu mă așteptam să nu se prindă că armura aia de diamant era mai scumpă. Oricum, a jucat-o bine. Nu, stai că 5 diamante bucata, că nu știu ce. Dar de fapt era 15 diamante întreaga armură și eu am făcut aici o mică schemă, stai să scriem înapoi, deci 15 diamante și asta cât era? Cred că era 10 diamante. Bun, o să-i las aici 10 diamante cu 5 pe care i le-am dat, 15 pentru armură, dar credeam că o să se prindă, dar o dat-o frumos, nu, stai că 5 e bucată, probabil s-o fi gândit că e mult prea ieftin, însă eu am rămas fără diamante, deci am cumpărat capul lui Chanting, am cumpărat armura, le-am dat băieților cu câștigat și astea sunt toate diamantele mele, adică nu am deloc. Deci trebuie să văd dacă am făcut ceva vânzări la magazine și dacă n-am făcut vânzări, ei bine, atunci voi face o sesiune de minat, cred, pentru că altfel nu prea am cum să fac diamante, că n-am ce vinde, deci minatul rămâne cea mai bună sursă. Acum, hai să vedem întâi în partea asta, da? Ce se întâmplă, nu cred că am făcut vânzări totuși la Sniffer, dar merită încercat. Deci în zona asta nimic,
nimic și aici iar nimic. Bun, hai să vedem totuși shop-ul de gold, că ăla ar trebui să meargă destul de bine. Totuși la Morcov de Aur nu mai merge bine cu concurența aia puternică acolo. Dar hai că vedem noi cum facem eventual alte... Oh, a pus ăsta doar că aici. Sau era aici? Nu mai știu, dar oricum. Poate facem alte oferte. 25 de diamante. O să mă duc să-i las lui Dark jumătatea lui și 51 în partea asta. Bun, păi ia uite. Avem 38 de diamante fiecare. Eventual, ia uite că shop-ul de miere e doar al lui, să-i las aici undeva diamantele. Are el vreun cufăr aici pe sus? Da, uite, are șulcări aici, o să-i las 38 de diamante în partea asta, să știe că sunt ale lui. Iar acum vreau să văd magazinul de armor trimuri dacă îi ceva prin el, deși nu prea cred că o să fie nimic pe acolo, că băieții nu și-au mai schimbat armurile de mult, așa că merită încercat totuși. Lumină prin partea asta, ar trebui să pun cu prima ocazie niște felinare să schimb și drumul, dar așa pe rând. În partea asta nimic, 12 diamante, bun, am 50 până acum și în rest 0 vânzări, deci s-o cumpărat doar ăla din templu de gardieni. Pe aici nici nu mă gândesc să se fi luat ceva, ar fi culmea. A, uite, și-o luat Chobi ca să-și facă armură de rib, să-și o schimbe puțin. Și acum mai sus, ce se întâmplă, dacă mă uit pe aici, da, nimic. Va trebui să pun totuși ai armor trim prin părțile astea, că nu l-am pus probabil exact aici. Dar 50 de diamante, îi decent să spunem. O să le pun exact aici. Capul lui Chanting vine la celelalte capete ale haiducilor. Deși, a, uite, deci astea îs... Atât, gata, le-am aranjat capul ăsta, că nu ai cum să faci rost de el, pentru că Chanting nu a mai intrat de o grămadă de vreme. Și acum armura asta văd eu pe unde o las. Ar trebui să mai am niște armuri pe undeva, da, ia uite, în partea asta. Și le voi transforma în netherite pentru a le pune acolo la magazinul de armor trimuri, că până acum n-am stat să mă ocup de ele, dar voi avea nevoie de 20 de armuri de netherite, deci multă muncă.